Bună ziua și bine v-am regăsit în bucătăria noastră. Astăzi vă propun un preparat din pește, în cazul nostru un filet de doradă roșie, un pește puțin mai greu de găsit, dar după cum am obișnuit în emisiunea noastră, vă putem da o alternativă. Orice filet de pește, de la păstrăvu tradițional și clasic în zona dumneavoastră, la doradă simplă, biban de mare, chiar și șalău. Fileul de păstrăvu îl vom rumeni puțin la tigaie, în puțin ulei. Să-mi se încingă puțin tigaia. Îl tragem puțin la tigaie, 2 minute pe o parte, 2 pe cealaltă și îl punem la temperatură. Între timp, după aceea vom face sosul. Este un sos de vinete cu cimbru și îl vom servi împreună cu cartofi natur. Tigaia noastră începe încet să se încingă. Așezăm peștele, condimentăm, sare, piper, în timp ce se face peștele, luăm puțin pachetul nostru. Acesta este un mod mult mai ușor de a decoji vinetele coapte. Am copt o vânătă întreagă, am pus într-o pungă și am lăsat-o să transpire puțin, să se înmoaie mai bine. Așa, lăsăm să se aerisească, să se tempereze. Ne mai ocupăm puțin de pește. Atenție, peștele trebuie să fie rumenit foarte puțin, nu lăsați să se prăjească, să-și distrugă textura, să se ardă, să devină sec și uscat. Se rumenește puțin pe o parte. Îl întoarcem frumos de asta la altă. Un minut, două și îi adăugăm puțin vin alb pentru gust. Lichidul s-a evaporat și mai lăsăm peștele puțin pentru culoare. Întoarcem frumos. Lăsăm să se rumenească încă un minut și peștele va fi gata. Între timp, încet, încercăm să rezolvăm problema vinetelor. Îndepărtăm partea tare și de această dată nu voi îndepărta coaja prăjită a vinetelor cum se face în mod normal pentru o salată de vinete sau așa. Vom lăsa coaja pentru că va da un gust deosebit sosului și o culoare interesantă. Luăm partea cea mai fragedă din vinetele prăjite. Așa. Mai verificăm peștele. Rumenim puțin și peștele nostru este gata, putem să lăsăm liniștit. Mă voi folosi de un blender, un robot de bucătărie, care vom face sosul de vinete și cimbru. Tăiem vinetele, le tocăm destul de mărunt. Adăugăm în blender. Punem puțin piper. Așa, puțină sare. Vinete, sare, piper. Câteva frunzulițe de cimbru. Așa. Puțină smântână lichidă. Și totul merge în robot. Să
băgăm tot în blender, se omogenizează. Adăugăm puțin smântână. Acesta ar trebui să fie sosul nostru bun. Pentru aranjarea în farfurie vom începe cu sosul nostru de vinete, care, după cum vedeți, are o mulțime de perle, de picățele negre în el datorită cojii prăjite. Francezii numesc acest tip de sos caviar d'aubergine, adică un fel de caviar de vinete. Se poate observa că are așa o textură cu multe, multe picățele negre. După care să luăm un cartof fiert, curățat, și de această dată nu îl vom tăia cu bulețe ca și cartofii pentru cartofii natur. Îl vom îndrepta puțin, aibă o formă cât mai fixă. Îl așezăm în mijloc. Cartoful este cald, dat la cuptor cu unt aromat. Așezăm cartoful și la urmă bucățica noastră de pește deasupra cartofului. Și pentru o aromă deosebită, am făcut aici un mix de usturoi tocat mărunt cu roșii uscate la soare tocate mărunt și capere. Totul amestecat, lăsat în uleiul roșiilor și l-am macerat undeva la 2-3 zile. Și cu acest topping acoperim peștele în partea de sus. O să fie o aromă total nouă și inedită și ornăm totul cu o frunzuliță de cimbru. Dacă mai avem câteva frunzulițe mici de cimbru, putem să împrăștiem prin farfurie pentru puțin contrast. Aranjăm frumos. Așa. Și aici avem peștele nostru pentru ziua de azi, sau pentru această săptămână, mai bine spus. După cum am obișnuit, o rețetă care necesită un timp foarte redus de pregătire, dar în același timp o combinație inedită de arome, noi gusturi, texturi. Și m-aș bucura să știu că o încercați acasă și să încercați ceva inedit și nou, care provine și de această dată din bucătăria noastră. Vă doresc poftă bună și vă aștept săptămâna viitoare în același loc, la aceeași oră. O zi bună!